Securitatea se autodefinise drept tăișul sabiei în lupta de clasă. Ce înfruntare teribilă! Frica domnea peste tot în țară. Oare cine va fi învingător? Statutul lucrătorilor de securitate era acela de activist de partid cu misiuni speciale. Securitatea creată după model sovietic sau poporul român lovit cu putere? Noi trebuia să suferim. Duminică la 16:30, povestea instituției care a terorizat societatea. Să se afle ce s-a întâmplat. Istoria nu e o poveste, ci reflexia propriei noastre conștiințe. Omul și timpul la TVR1.